Vreau să le mulțumesc și de fiecare dată colegilor care îmi fac zilele frumoase. Zâmbește aici cameramanul Adi Blutu, iar Bogdan Diaconoscu, directorul tehnic, a spus pentru că eu am astăzi o ținută mai deosebită că trebuia să vin în fața platoului. Ne mai bucurăm și noi, dragi telespectatori, ne mai gratulăm și chiar ne mai înțepăm. Dar asta este, așa sunt colegii în televiziune, drăguți. Eu cred că a fost un compliment. Da, a fost un compliment, dar nu pot să vin aici, că trebuia să mă... Asta este. Dragi mei, spectatori, poate nu știți, dar doamna Daniela arată foarte, foarte, este foarte sexy și foarte frumoasă. Mulțumesc, doamna doctor, mulțumesc mult de tot. Nu e numai ce se vede sus, e Haideți să continuăm, pentru că rămăsesem până în publicitate, dragi telespectatori, să vorbim despre astrologia chineză. Are doamna doctor o carte. Eu, sinceră să fiu, prin natura zodiei pe care o am, sunt foarte interesată. Știți, dumneavoastră, o dată chiar am vorbit despre ceea ce înseamnă boli legate de zodii. Dar nu despre asta vorbim, am încercat să vorbesc cu atât la începutul anului, cu un astrolog, dar acum sunt interesată de ceea ce spune în această carte. Nu prea mai avem timp să citim, doamna doctor nu mai știu când doarme, dar citește, este avidă de informații și avem și un telefon. Bună seara! Aoleu, bună! Rămână, doamna Daniela! Bună ziua! Așa, te ascultăm! Nu mă aud! M-am uitat mai momentul Hipocrate. Un pic mai, dragul meu coleg, un picuț mai tare, un picuț, finuț. Nu te aud, Lorena, dacă tu ești la telefon. Da, eu sunt la telefon. Acum te aud perfect. Da. Mă auziți foarte bine, cred că și la mine semnalul foarte prost. Am văzut, acum nu știu ce înseamnă cu jurământul lui Hipocrate. Medici sau paramedici? Cum suntem noi voluntarii de zmort. Iubita mea, n-are nicio legătură. Jurământul lui Hipocrate numai pentru medici. Numai pentru Da. Spuneți-mi dumneavoastră, am întrebat acum, eu. Ideea este că dacă dumneavoastră sunteți paramedic, trebuie să știți că intrați în categoria salvatore, așa. Pentru că trebuie să știți... Știu, am mai făcut. Dânsa ne-a mai sunat. Trebuie să știți că, apropo de jurământul lui Hipocrate, este într-adevăr, a fost ales ca o normă de etică morală pentru medic. Dar trebuie să știți că lucrul ăsta, norme de etică morală, au nu numai medici, au și cei care lucrează în poliție, au și cei care lucrează, de exemplu, militari, aveți neastră paramedicii și toți aceștia, să știți că ne numim salvatori. Și salvatorii, salvatorii sunt acele persoane care nu pot să stea, pentru că sunt foarte generoase, au un altruism foarte mare și ei sunt acolo să ajute. Dar unul dintre lucrurile importante pe care eu trebuie să le spun acum legat de acest lucru, fiindcă fac medicină holistică, este că întâi trebuie să aibă grijă și de ei. Lucru care nu prea se întâmplă, trebuie să știți. Întâi trebuie să aibă grijă de ei și apoi, din prea plinul lor de iubire, trebuie să ajute și pe ceilalți. Dar eu vreau să vă felicit, fiindcă dumneavoastră sunteți paramedic și că faceți lucrul ăsta voluntar. Vedeți, medicii fac lucrul ăsta, să zicem, pe bani, că așa vine. Acum... Exact. Astăzi am făcut 6 ani de când suntem înființați mort la Vâlcea. Bravo, mobilă, vă felicităm. Urgență, reanimare și descarcerare. Da, bravo. Și să știți că uneori sunt persoane, cum sunteți dumneavoastră, și cam paramedici, care chiar dacă n-au jurat lui Hipocrate, e ca și când ați fi făcut-o, pentru că așa se întâmplă, nu? Da. Da. Mulțumesc, Lorena, de telefon. Haideți să continuăm. Doctor, Vreau să spun că în astrologia medicală chineză și indiană sunt o felul de informații care o să vedeți că se suprapun foarte mult cu medicina holistică pe care o facem, pe care o promovez eu și din care lucrez eu deja. Și ce se întâmplă de fapt și care e legătura și cu dacii și cu chinezii legat de această medicină, este că de fapt se face o corelație foarte mult sau se privește ființa umană în ansamblu ei cu natura, pentru că noi nu suntem separați, noi suntem un fel de componente așa ale naturii. Știți foarte bine, oamenii din pământ, ne naștem în pământ, ne întoarcem, de suntem cumva, aparținem naturii noastre, da? Și trebuie să știți că există o paralelă, așa cum o similitudine, există un citat, în Biblie scrie ceva de genul ce este sus și este și jos, trebuie să știți că pe acest principiu se bazează medicina holistică, adică medicina holistică se uită cu mare atenție la conexiunile care există în natură, între anotimpuri, de exemplu, și între cele 5
elemente și exact pe schemele, pe aceste cicluri de regenerare ale naturii, se bazează și vindecarea, medicina holistică. Asta e, și e ceva foarte, foarte interesant. Foarte frumos, foarte interesant. Foarte frumos, da. O să arăt acum. Îmi puneți mintiu că asta iar se gândească. Da, o să vă arăt acum ceva foarte interesant. Ia uitați, pe această schemă, este o schemă energetică, pentru că trebuie să știți că atunci când vorbim de când vorbim de pământ, când vorbim de terra, când vorbim de viață, vorbim de energie. Noi suntem energie, știți că suntem energie. Și se observă aici, de exemplu, hai să facem un cadru, da. Sigur că da. Avem culori frumoase, da, verde, ciclu, roșu, galben, da, albastru. Partea de sus de acolo care o vedeți, să începem cu ce este sus, da, adică scrie el acolo, este de fapt primăvara. Observați? Da. Și o să vedeți că este și elementul lemn, adică pădurea, vrea să zică, da? Uh-huh. Următoarea este vara, vara. Vara este focul. Trebuie să știți că elementul este foc și aici deci avem un practic bună o înșiruire. Da. Avem înșiruire între cele 5 elemente care de fapt compun natura noastră și anotimpuri. Și după care urmează vară târzie, pentru că să știți că sunt 5 anotimpuri, vara târzie, unde aici avem pământul, da? Ca și element al naturii, după care avem metalul și cu iar, și cu iarna, și cu toamna, pardon, toamna meta, da, că e ruginiu. Eu nu văd exact în spate. Și de asemenea, o să vedem mai departe apa împreună cu iarna. Acum observați că jos scrie cumva ciclu creației. Nu știu, o să ridic un pic, da, așa, da, da, că se vede, se vede, se vede. Este se un vede. Ciclu de creație. Se vede, da. Ce înseamnă ciclu de creație? O să vedeți, este că între aceste, să zicem, între ele există un ciclu de creație ceva de următorul gen. Că apa, observați, iarna precede, iarna precede primăvara. Observați, primăvara precede vara și sensul este acesta. Adică e ca un sens așa giratoriu de învârtire. Dar e foarte interesant că dacă stăm să ne uităm la acest ciclu de creație, ce înseamnă? Înseamnă așa, că lemnul generează și susține focul, că știți că pădurea, da, așa, fără lemn, adică focul nu poate arde. De asemenea, focul generează mai departe pământul, pentru că prin ardere rezultă cenușa care alimentează pământul. Apoi pământul generează metalul, pentru că zăcămintele de metale care iau naștere, da, în interiorul pământului. Corect. Apoi metalul generează apa, pentru că prin topire metalul devine fluid ca apa. Apa apoi generează lemnul, că fără apă nici o plantă, nici un arbore și uite așa ajungem la punctul de plecare. Practic, acum devine foarte interesant că dacă facem o analogie între această schemă și o schemă care ține de organele noastre din interior, hai să vedem acum ceva și mai interesant. Cum că exact această schemă, pe care vreau să o faceți o mărire ca să o vedem, da, exact această schemă stă la baza vindecării în medicina holistică. Pentru că observați aici aceste anotimpurile care acum au luat locul organelor, sunt organele cu anotimpurile aici și dacă ne uităm sus, observați că ce avem? Avem sus ficatul, apoi avem ficatul și vezica biliară, pentru că trebuie să știți că fiecare dintre organe, și o să vă arăt după aceea imediat o schemă, fiecare dintre organe există un organ, de exemplu ficatul este plin, este un organ plin, vezicula biliară este un viscer, adică este un organ gol. După care o să urmează inima, care este un organ plin, după care avem intestinul subțire, care e un organ gol. Această plinătate și goliciune este de fapt semnificația yin-ului și yang-ului. Știți că noi am stabilit, am vorbit, am avut o emisiune de yin și yang, țineți minte? Da, da, știu, dar acum descoper, da? Doamna doctor, rețin tot ceea ce spuneți dumneavoastră, sunt foarte interesată. Dar mai învăț. Păi mi-a spus dumneavoastră că golul înseamnă așa yin-ul și yang-ul și da, plinul. Păi nu mi-a spus. Vă spun acum. Pentru că tot ce este plin reprezintă partea solidă și masivă, reprezintă yin-ul, e feminitatea, da, ca idee, la nivel global pământul reprezintă acest lucru. Iar cerul reprezintă yang-ul, reprezintă masculinitatea. Și practic noi suntem, ființele umane, suntem la întrepretunderea yin-ului matern, adică pământul, mama noastră, cu cerul care reprezintă tatăl. Și trebuie yin-ul cu yang-ul și între noi se pătrunde așa și yin și yang. Okay. Acum trebuie să știți că dacă mergem mai departe în medicina holistică, aveți acum o schemă în față, dacă vă puteți uita o la vedem, ea. O vedem. Este o schemă în care tot ce este acum cu galben este plin, adică reprezintă partea de yin și tot ce este cu necolorat, adică alb, este partea de yang. E foarte interesant că păi aceasta... vedem că suntem în părți egale. Da, suntem în părți egale, e foarte frumos. Dar dacă privim în continuare, o să vedem în felul următor. Că de fapt există, nu știu dacă puteți face o mărire și mai mare. Nu știu dacă nu se poate. Nu se poate?
Așa, e perfect. A, pe jumătate. Observați. De exemplu, primul galben, da, e, scrie ficat acolo și este in, alături, nu, pardon, alături este, nu, primul este vezica biliară care scrie yang, da, și apoi inul. E, trebuie să știți că acestea două sunt împreună și există meridiane care tratează ficatul și care se numesc in pe Oscar și meridianul vezicii biliare este yang tot pe Oscar. Deci toate meridianele astea, așa cum dacă puteți faceți un cadru cu Oscar, vă rog, toate meridianele care le vedeți dumneavoastră acum pe acest Oscar, deci pe imaginea aceasta din dreapta mea, trebuie să știți că ele toate sunt, puteți să facă, așa e perfect, ele sunt in și yang. Deci o parte sunt yin, o parte sunt yang. Deci, practic, în tot corpul nostru există meridiane yin și yang, care ele se completează. Acum, ce reprezintă yin-ul, ce reprezintă yang-ul? Yin-ul reprezintă, cum spuneam, partea solidă, cum este ficatul. Și ce reprezintă yang-ul? Yang-ul este cel care protejează. De exemplu, vezicula biliară, să facem în aplicabilitate medicală, că până acum apare așa ceva foarte, dar când aplicăm în medicină, o să vedeți ce conotații extraordinare sunt. Vezicula biliară care reprezintă yang-ul, el apără ficatul, yin-ul. Cu alte cuvinte, prima dată se îmbolnăvește vezicula biliară, de exemplu, face calculi, de exemplu, că ea, de fapt, face calcul ca să protejeze ficatul, de exemplu. Și atunci trebuie să știți că în momentul în care noi, din mare prostie, scoatem vezicula biliară, cu calcul cu tot, că noi nu vedem cum să-i vindecăm, că eu, de exemplu, în medicina holistică, noi abordăm, noi tratăm calculii. Deci eu am pacienți care de la doi calcule acum a rămas la un singur calcul și acela la jumătate cât era inițial. Practic am redus un calcul și jumătate. Prin picături? Prin picături și prin raiocom. Înțelegeți? Și momentul în care noi reglăm, de exemplu, reglăm acest yang care reprezintă vezicula biliară, noi de fapt cel mai important este să lăsăm acolo vezicula biliară că și are rostul ei. Este evident, doamna doctor, că toate organele au rostul lor acolo. Da, dar în momentul în care noi ajungem să scoatem vezicula biliară pentru că e plină de calculi, știți ce se întâmplă? Se îmbolnăvește ficatul în direct, că nu mai are protecție. Este exact ca la om. Știți că noi la om suntem yin și yang. Noi avem jumătate, deși suntem femei, de exemplu, eu am jumătate yin, jumătate yang. Dacă yang-ul meu nu mai este sau eu nu mai mi-l exprim ca idee, eu să știți că nu mai am un echilibru și mă îmbolnăvesc. Că știți că tratăm, am vorbit despre asta, tratăm la pacienți acest lucru. E ca și când nu mai e jumătate din mine. Cu alte cuvinte, ficatul fără vezicula lui biliară nu se simte bine, are deja o problemă și se este foarte vulnerabil pentru că inul, ca organ, organul în sine, e mult mai, are nevoie de protecție. Yang-ul e cel care ține, e un fel de scut energetic. Știți ce faceți dumneavoastră, doamna doctor, da. Acum? Știți ce, știți ce mă gândesc, că, dragii telespectatori, yin, yang, femeie, bărbat, balanța stă în echilibru, de aceea este bine și așa și trebuie ca femeia să fie cu bărbatul ca să fie balanța în echilibru. Avem numai bărbat și este singur, se lasă undeva și se face un dezechilibru fantastic. Avem numai femeie, se face un dezechilibru fantastic. Exact. Acum, a făcut conexiunea bună? Foarte bine. Foarte deșteaptă. Hai să vedeți mai departe, că vă iau la medicină holistică, văd că sunteți bun aici. Puteți aveți de, cu cunoștințele pe care le aveți până acum la a treia emisiune, să știți că chiar știți mai mult decât poate alții. Haideți, doamna doctor, că îmi faceți. Dacă mergem și mai faceți o mărire, vă rog, aici, o să vedeți că este un lucru și mai interesant. Că fiecare meridian și fiecare, de exemplu, dintre aceste organe și viscere, goale și pline ele, trebuie să știți că are niște ore la care el are maximul de energie și atunci se poate autovindeca. Deci el, de exemplu, ficatul, lucrează toată ziulica, sărăcuțul, dimineața până seara și ce credeți? La ora 2 noaptea, între 2 și 4, el are energia cea mai înaltă. De aceea am dat picăturile acelea, da, să le iau la 2 noaptea. Exact. Da, pentru că știți de ce vă dau? Pentru că aveți insomnie. Și insomnia, de fapt, că nu le-ați luat dumneavoastră dacă n-ați avea insomnie. La noi asta veniți la mine și spuneți, acum cer scuze că dai exemplul ăsta. Eu sunt pacientul doctor, perfect tot timpul. Doamna doctor, eu nu mai dorm. 23-24 mă așez în pat, că apropo la 24 e vezicula biliară. E meridianul vezicii biliare, atunci se vindecă el. Dacă îi dai la ora 24 o picătură sau îi faci, mă rog, un act de acupunctură pe la ora aceea. La ora aceea, tu faci așa, picătura aceea care o dai sau picăturile ulterioare sunt maximul de eficiență pe maximul de orice. Adică, practic, tu, obții cel mai mare randament medical dacă dai picătura aceea la ora 24, pentru cum scrie aici, că eu, să ne uităm un pic dacă vreți să faceți mărire. Vezicula biliară este, că am făcut vorbire aici, între ce ore și ce ore? Sunt așa, între orele 23,
23 și cât este 1 aici. De ce așa? Eu am spus 24 pentru că o să vedeți că avem ore de vară și ore de iarnă. Se mută orele. Vă arăt imediat tabele. Eu lucrez, eu când se mută ora, știți că se dă ora la noi, da. Se mută. Trebuie să știți că toți pacienții mei trebuie să le fac altă rețetă, că trebuie să mută picăturile, adică la alte ore, odată cu ora. Cu alte cuvinte, avem administrare de picături, de ritm, că eu vorbesc aici de un ritm circadian de vindecare și de al omului. Noi nu ținem în medicină cont de așa ceva. Noi dăm capsulele, tabletele sau medicale de 3 ori pe zi, dimineața, prânz și seara, fără să știm. 5 minute mai. 5 minute acelea, le fructificăm ca să vă arăt ceva. În astea 5 minute să vă dau un exemplu de cum, folosindu-se de aceste lucruri, medicina holistică vindecă. Îmi permite să vă arăt câteva exemple. Ca să puteți dumneavoastră să vedeți, îmi permiteți? Cum ia să nu, doamna doctor? Așa, o secundă să mă pregătesc, că e o întreagă arhitectură aici ca să pot să fac lucrul ăsta. Așa, câteva. Dacă m-ați grăbit, mă lăsați 5 minute. Din ce în ce mai puțin, cred că dumneavoastră aveți o problemă și strângeți emisiunile. Câte minute mai îndați? Ia uitați. Păi știți ce îmi vine să spun, doamna doctor? Că dumneavoastră, folosind aceste scheme de medicină holistică, medicul din dumneavoastră are acces la vindecare? Sau poate să fie o întrebare, sau poate să fie. Bun. Medicul are acces la vindecare folosind aceste... Are acces la vindecare, dar vă arăt exact și cum. Vă dau câteva exemple ca să înțelegeți. Ia uitați. Dacă, de exemplu, să vă uitați pe schemă ca să vă arăt. Dacă, de exemplu, avem acum o problemă la nivelul ficatului. Să zicem că avem aici, în partea verde, undeva sus aici. Nu arăt eu bine pentru că eu nu văd. Aici, în partea verde. Este o pacient cu epatită. Da? Da. Trebuie să știți, datorită faptului că practic rinichiul hrănește energetic ficatul, trebuie să știți că cea mai bună lucru pe care trebuie să-l facem pentru acest ficat ca să-l vindecăm nu este numai să ținem regim dietetic, care e bine să-l ținem, că îl ajută foarte mult, ci să-l hrănim cu multă apă. Să hrănim rinichiul, de fapt, cu multă apă, că dacă rinichiul este sănătos, să știți că pacientul are șanse de vindecare a hepatitei. Dacă, în schimb, rinichiul are microcalcul sau are infecție, trebuie să știți că se agravează hepatita foarte rău. Pentru că, din punct de vedere energetic, hrana lui, mama lui, este rinichiul. Înțelegeți ce vreau să vă explic? De aceea, când vine un pacient cu hepatită C, și apropo, noi avem la Raiocom Polar în clinică, avem metode, avem vibrația de distrugere a virusului, primul lucru pe care îl fac eu când intră pacientul, îi verific rinichiul lui. Dacă rinichiul este bun, am șanse să-l vindec foarte repede. Dacă rinichiul are probleme, mă apuc să vindec rinichiul. Că degeaba vindec ficatul, dau tratament de ficat dacă rinichiul nu este bine. Bun. Ca să vă dau un exemplu. Un alt lucru, dacă cumva eu, pacientul respectiv, bea alcool în loc de apă, că știți că la ficat o parte din ciroze sunt pentru acest lucru, sau hepatitele de tip, știți că beau alcool, anumiți bărbați, mă rog. Sunt zilnic care beau alcool, bun. Care beau 200-300 de, hai să vedem de ce tărie sau, dacă nu, o jumătate de litru de vin și așa mai departe. Hai și să vedem beri de, și toate. De ce alcoolul e atât de nociv pentru ficat? O să vă arăt imediat, să vă explic. Este atât de nociv de ficat pentru că alcoolul reprezintă focul, de fapt. Pentru că de câte ori bei, te încălzești, ați văzut rău de tot. Da. Deci, practic, foc, ca un foc, așa, știți, ca idee. Mai ales dacă bei pălincă. Dar vreau să spun, te încălzești, agiți. Știți că cei care se îmbată sunt foarte agitați, ca idee. Pentru că le crește nivelul de temperatură, le crește mai departe. Deci, practic, alcoolul reprezintă foc. Acest foc, trebuie să știți că el, de fapt, dacă aici crește foarte mult și tu soliciți foarte mult, bând foarte mult alcool, e ca și când epuizezi ficatul. Ficatul trebuie, care este sursă pentru inimă, tu trebuie, practic, să, cum să spun, îl supra-soliciți foarte mult pe ficat, dar nu neapărat prin alcool, ci prin faptul că, de fapt, el trebuie să aibă energie foarte multă pentru inimă. În trebuie concluzie. Să faceți două emisiuni de acum înainte când în vin concluzie. Eu, să faceți două emisiuni odată. În concluzie, doamna doctor. În concluzie este că dacă noi ne-am aplecat mai mult asupra lucrurilor vechi, asupra lucrurilor din spate și nu ne-am hazardat să credem că secretele sunt cu inteligența noastră să descoperim noi, și că nu spun că nu e bine, dar vreau să spun că am uitat lucrurile din spate, am uitat ce ne oferă natura. Natura, Dumnezeu când a creat omul, a creat și natură lângă el, că nu suntem singuri aici pe planetă, și aceste plante care se găsesc în jurul nostru, toate energiile care se găsesc în jurul nostru, după acest concept care este în Biblie, că ce este sus și ce este jos, ar putea să ne dea niște
niște sugestii extraordinare despre dacă am ține cont de conexiuni, despre cum să vindecăm ființa umană și să o vindecăm la nivel de boli cronice, la nivel de cancer, la nivel de diverse lucruri. Vreau să spun că eu așa, în, cum să zic, în puținul pe care îl fac eu la nivel medical, începând să adun toate aceste informații și lucrând în medicina holistică, am deja niște rezultate uimitoare. Și sunt aici să spun cu voce tare și să așa cât poate toți din altă parte la un loc, că dacă avem deja rezultate, trebuie să începem să facem lucrul ăsta la scară largă și trebuie să ne aplecăm ca și medici mult mai mulți asupra acestor lucruri ca să putem să vindecăm pe bune. A fost în direct cu dumneavoastră doamna dr. Florinela Bălan, care îi mulțumesc cu tot respectul pentru participare. Sunt sigură că dumneavoastră înțelegeți foarte mult, dragi telespectatori. Am să fiu, începând din octombrie, într-o mică vacanță. Nu știu dacă va veni doamna doctor, acum îi fac invitația în direct și vinerea viitoare, doamna doctor. Gândiți-vă da sau nu, sau vă amintesc pe parcurs. Să înțeleg că dacă nu vin, plecați, adică e... Păi mă gândesc că după aceea, vinerea viitoare, n-aveți când. Eu vreau să vă invit până să plecați, să veniți în clinică la noi, să mai filmați. Păi da, venim în clinică la dumneavoastră, dar vinerea viitoare veniți sau... O să vin acum, dacă m-ați invitat de față cu telespectatorii și ați profitat. A promis, dragi telespectatori, și vom continua această emisiune. Da, chiar am rămas la jumate și este bine, pentru că o să vedeți ce aplicații are, de exemplu, un bol cum este diabetul, zahara și multe alte boli. Bun, vreau aplicații în bol. Noi ne luăm la revedere. Vă doresc un weekend plăcut, dragi telespectatori. Pe săptămâna viitoare, toate cele bune!